Satul nostru cu locuri ca-n povești, izvor de dulci miresme și datin strămoșești. Sorbind miresme într-una, în sat crescut am mari și păstrători de datini și vrednici gospodari. Moldovenii de când se știu sunt înfrățiți cu cântecul și jocul pe care le mânuiesc cu multă dibăcie și înțelegere. Omul de la țară vede în șezători un bun prilej de a mai pune câte ceva la cale, a face un lucru, dar și de a se odihni, a se recrea, de a mai schimba o vorbă cu oamenii. Cu un deosebit farmec, moldovenii întotdeauna sărbătoreau Sfântul Andrei, zis popular și Andriul sau Ziua Lupului. Se spune că în noaptea de Sfântul Apostol Andrei bântuie strigoii, umblă lupii și alte fantome care pot aduce rău omul și gospodăriei sale. Ca să se protejeze de acest rău, oamenii ung cu usturoi porțile, ușile, geamurile în formă de cruce. Strigoii se tem de aceste semne și de petreceri, cântece și veselie. De aceea oamenii și se adunau pe la șezători. Știm de asemenea că de când se știe lumea, că drăuțenii nu s-au dat înlături de la petreceri, șezători și tradiții. Vă invităm în continuare la șezătoarea Colondeal la Hădărăuți. Ați auzit, vete ce mare? Că în sat la noi este șezătoare. Hai, poftiți și voi! Lele Mărioara, de colo, din deal de la Hădărăuți, după obicei o chemat azi lume multă, fete și flăcări. Și-au luat toți lucru mâini și cu voie bună cântă și se veselesc cu toți împreună. Doi, dur, 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 dur
săracio-n vânașule, și mândră la sărutace vânașule. Dui dur dur du, dui dui dur dur du, dui dui. Hei măi, dui dur dur du, dui dui. Ciobănașule, ciobănașule, când le cresc cornițele, ciobănașule. Dar mai drăcetițele, ciobănașule, când le cresc cosițele, ciobănașule. Doi dur dur du, doi doi dur dur du, du du. Hei mai doi dur dur du, doi doi. Șezătoare în sat la noi. În sat la noi e sărbătoare. Uite acum e șezătoare. Vesel noi vom cânta și tot vesel vom dansa. Șezătoare e în toi. Hai, poftiți cu toți la noi. Cu toții să ne distrăm, să coasem și să brodăm. Cu unire și cu spor, toți suntem de ajutor. Și toți ne adunăm, împreună să lucrăm. Și împreună să muncim, uite așa vesel trăim.
ați luat spiți, e vorba că se vie cu spicușorul și trebuie să și-i dă pus la cale cum trebuie. Iat. Dar știi, l-am petrecut pe Ionică că mai de unul s-a stricat carul. Și chiar azi eu a bătut să ducă la ca să cumpere pentru roțele și elea. Nu poate veni cu toată lumea, ca toată lumea cu mine la șezătoare. Dar... Ei, lasă, nu te supăra pe tine. Aoleu și vai de mine, dar și faceți voi acolo? Iar v-ați apucat de trăsnei? Ia să-mi stați cu mințele că vă trimit chiar în mușa acasă sângurele. Ei bine, bine, vă iert de data asta. Dușeți-vă acolo pe ladă și stați cu minte, dar nici gurit nu vă aud. Vă trimit acasă, eu vă promit. Ele, Mărioară, dar mă acum, ai dovedit tot? Să te ajut cu ceva, că n-am venit degeaba. Știi, parcă tăt am dovedit. Și sarmale am făcut și jin din beșa m-am dus, dar știi ce am uitat? Am uitat să umb fereastra cu usturoi, că în seara de Sfântul Andrie așa se face. Hai, te rog, las ea că te ajut eu și mă duc să umb fereastra cu usturoi. Valeu, Ileana, dar cine vine la noi? Tămăric, tu ești dragul meu. Valiu. Dar de când... unde ai luat? Ei, Maria Ileana, m-a apucat un dor de casă părintească și am lepădat eu capitala aceea și am venit în sat. Că aici m-am născut, aici am copilărit, am învățat, împreună ne-am jucat, m-am măritat aici și am plecat la capitală. Dar dorul de casă te arde. Dar voi știți, eu nu am venit singuric. Și cu cele trei fete ale mele? Da, nu m-am dat jos din transport și gata, au plecat să-și vadă prietenele din sat. Dar ce așa vă zgătit voi? Ce aveți? Ce da, lume? Nu cumva e sărbătoare ceva? Dar, Tămăric, știi de Sfântul Andrei și ea că am hotărât eu să adun flăcăii și fetele din sat să fac o șezătoare, că șezătoarele este cam s-o uitat din trânsele ca să damu. Aș vrea ca să ne aducem aminte de obiceiul de Sfântul Andrei. Ei, și să mă mai plâng eu că n-am noroc. Unele merit. Cu toate rudele o să mă întâlnesc, cu toți sătenii, că e un sat binecuvântat de bunul Dumnezeu. Deci, să particip și eu. Da, da, foarte bine. Da, ia ca să aud. Fete de gospodari, să fiți sănătoase și eu foarte m-am bucurat că voi ați venit în ospeție la mine. Hai, ședeți, treceți! Doamne, bine că ați venit, cât tare era urât! Și de stat, și de lucrat, fără joc, fără contat. Haideți, stați, vă așezați, să începem șezătoarea. Și doare de oaspeți avem noi. Bună seara, doamne! Bună seara! Am auzit că e șezătoare! Da, da, suntem foarte bucuroși de așa oaspeți. Bine ați venit, bine ați venit! Poftim de vă așezați! Mele, da, voi știți pe cine l-am văzut? Privind în depărtare, uitați-vă că-l văd primarul satului cu ansamblu spicușor.
Bună seara, suntem bucuroși de oaspeți. Am auzit că în gospodăria asta se face șezătoarea. Și eu împreună cu primărița și cu tot colectivul am venit și noi la șezătoare. Bine ați venit la noi, poftim. Mulțumim! La multe trepte în țara de Andrei. Dintr-o șacolac, să spășeam un cânt. Ca vântul s-amestică cu pământul s-amestică.
Plăcere. Am venit ca să cântăm pe bunici, să-i ascultăm. Lume noi să auzim, cu toți să ne... Lume noi să, să auzim, cu toți să ne veselim. Dator că apa cerului și apa pământului, că feciorii din orvenii tot aici pocni, să n-aibă scăpare până vin la șezătoare.
Iaca, m-a ajutat de scântecul. Frunzulițe de cicoare, am venit la șezătoare. Când ne frigeau tălpile, ni se uscau buzile. Au nu cumva ați făcut ceva? Bună seara, să ne fie cu iertare. Dar la noi întâi se lucrează, apoi se veselește. Ia poftiți la lucru să vedem de ce sunteți în stare. Ori vorba aceea, la plăcinte înainte, iar la război înapoi. Apoi Doamne ajută și spor la muncă. Mulțumim! Hai poftim, te vă așezați! După datina străbună, mi-am luat caierul cu lână. Am luat fusul și cu furca, cum a învățat mămuca. Torc puior după puior și mi-o-i țese un covor. În seara asta la șezătoare, eu plitesc o coșarcă. La fără mi-ar trebuie pe o corcă noi munci. Eu cos cămașă cu flori, ca să o am de sărbători. Bondița mea face tata, ca să-i fie frumoasă fata. Măi, dar harniți mai sunteți, ce mai lucrați? Dar ce coase, ce împletiți? Hărlicuță-s, fetele, că fetele din satul nostru nu știu bine tatul nostru. Până țes un cod de pânză, mănânc o putină de brânză. Ce folos de voi, ficiori, că veniți la șezători, rămân fuse nelucrate și fetele nejucate. Apoi dacă e așa, ia poftiți la joc să vă vedem. Thank you.
la 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 la. De seară și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu se s-ar mai usca trupul. La da 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 da. Acum ești Maria dragă, a lui cu mustața neagră, al mai mare vânător, m-a prins noaptea la izvor. Nu-mi ciudă că m-a prins Constantine, Constantine, dați-ne ușile închise. La da 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 da. Sunt foarte multe legende, dar eu am ales una care ține mai mult despre de poporul nostru. Se spune că apostolul Andrei a fost trimis printre popoare să îi încreștineze și a venit pe pământurile Daciei. Ascultându-l, dacii erau foarte curioși și ascultându-l pe Andrei au înțeles că este cu adevărat înțelept și veneau la el după sfaturi. Iar Andrei trăia într-o localitate din apropiere, într-o stâncă, într-o peșteră dintr-o stâncă. Și îl însoțea câinele lui, prietenul lui, câinele alb. Fetele veneau zilnic și îi aduceau de mâncare. Și au încercat și ele să ceară careva sfaturi de la Andrei. De, ca, de fete, ca fetelor. Cum să facă să se mărite mai ușor, că băieții, ca și pe timpurile noastre, mai mult pe la pescuit, pe la vânat, cu luptele, și nu era chiar atât de simplu de făcut să se însoare. Dar Andrei le-a spus că nu pentru asta a venit. El a venit să aducă cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat. Dar fetele, ca și moldovencile noastre, nu erau de înduplecat atât de ușor. Și nu plecau cu una, cu două. A hotărât Andrei să le spere, așa, în glumă. Și într-o dimineață, când fetele s-au trezit și îi aduceau, ca de obicei, dejunul, el a început să meargă pe apele râului, așa cum l-a învățat Iisus pe el și pe fratele său Petru. Dar fetele nu s-au speriat. S-au uimit, s-au încântat și au început să creadă în el chiar ca într-o divinitate. A văzut Andrei că nu e de scăpat și atunci a hotărât cumva să le ajute. Și le-a spus: cine va aduce cea mai gustoasă turtă, acea se mărită chiar în această zi. Și fetele i-au adus, ca de obicei, câte o turtă. Andrei a luat turta, cea care era mai aproape, și s-a dus cu predicatul. Iar fata, deoarece credea mult în Andrei, s-a dus în sat și chiar într-acea zi s-a măritat. Cine știe? Poate știa ceva Andrei. Sau poate că băieții, stând atâtea zile fără fete, li se făcu dor și de frică să nu o scape și pe aceasta, primul care a întâlnit-o a luat-o dimineață. Și tot așa, Andrei, în câteva săptămâni, a măritat toate fetele din sat. Dar iată că într-o zi au venit, era pe la sfârșitul toamnei. Era în penultima zi de toamnă, după calendarul nou, era în ziua de 12 decembrie. Au venit fetele, dar nu l-au găsit pe Andrei. Stătea în ușă doar prietenul lui credincios, câinele cel alb. Și atunci, fetele, neștiind ce să facă cu turtele, le-au dat câinelui, dar câinele a ales doar o singură turtă. Și când s-au întors acasă, cea a cărei turtă a fost aleasă s-a meritat în aceeași zi. Și iată s-a luat această tradiție. Fetele veneau
În fiecare an, în această zi, în penultima zi de toamnă, sau după calendarul nou, la 12 decembrie, și aduceau și hrăneau câinele cu câte o turtă. Astfel, în teritoriul nostru a apărut această tradiție. În afară de această tradiție, și alte tradiții s-au adăugat, care, după spusele lor, tot de la Andrei au venit. Iată de unde s-a luat această sărbătoare Sfântul Andrei și tradițiile de a se vrăji pentru măritat. Deci am auzit și legenda lui Andrei, dar de cântat n-am mai cântat. I-am dat fetelor să zicem o cântare. Dați, știți vreo frământare de limbă? Măcar n-ar fi de simplă. Florin s-a dus la florărie să cumpere flori de la florăreasă. Bunul bunel ne îmbunează cu bomboane bune. Prăperița pestrița are 14 pui. Vorme văsine pe nevrut și alăvet cu vas în frunt. Capra calcă piatra, piatra crapă în pat, căpi capă căpri, piatra prân pat. Tot am zis și zice, dar ce n-am mai zis, zică iar vrea să zică, dar ce n-am mai zis. Dar mie mama îmi spune că am voce de aur, de ce am să vă cânt un cântec? Muzica
Sunt o fată, sunt o fată frumoșică și de Venus mărunțică, măi, măi. Sunt o fată, sunt o fată frumoșică și de Venus mărunțică, măi, măi. Vor flăcăi după mine, dar eu cred că-și mai mai bine. Nici nu sunt prea-naltă tare, nu știu lor cum le se pare. Dar o mie, dar o mie nici nu-mi pasă, că sunt sa ce mai aleasă, măi, măi. Dar o mie, dar o mie nici nu-mi pasă, că sunt sa ce mai aleasă, măi, măi. Seara când e să privor, nu pot sta de ochilor. Și pe toți ne căjesc, că nu vreau să le vorbesc. Mă flăcăi după mine, dar eu cred că așa-i mai bine, măi, măi. Mă flăcăi după mine, dar eu cred că așa-i mai bine, măi, măi. Dar mie nici nu-mi pasă, că sunt sa cea mai aleasă. Nici nu sunt prea-naltă tare, nu știu locul ne se pare. Dimineața, dimineața când mă scol, nu pot sta de ochii lor, măi, măi. Dimineața, dimineața când mă scol, nu pot sta de ochii lor, măi, măi. Nu știu cum să fac să stau, că eu de rușine ta. La apă nu mă mai duc, să nu da de un buclu. Să zâmbiți și să jucați, jucați hora strămoșească, cine joacă să trăiască. Asta e hora horelor, dragostea feciorilor, bucuria fetelor. Foaie verde de bujur, trageți hora fetelor, care vreți, care puteți, care nu, mă rămâneți. Thank you.
Ia ca noi și-am dansat, și-am vorbit, și-am lucrat, dar vă flăcăștați colea și hicotinți, ca altceva nimic. Ia sculați băieți de jos, să jucăm cât mai frumos, să jucăm cât mai degrabă, să se audă în lumea întreagă. Râncuță, fetele, că știu toate lucrurile, din 100 de fuioare au făcut strecurătoare. Hai, foaie verde, similoc, hai băieți cu toți la joc. A juca, dar nu știu bine, mi-e rușine de copile, mi-e rușine și de voi, ca și lupului de oi. Haideți cu ala, la joc, că lupii e cenos și fetele noastre mănânce. Thank you.
plăcărilor, acum noi ne vom uita care dintre voi vor putea ajunge primul la turtă, care o va face din prima dată. Acela este cel mai ager dintre voi. De la șezătoare. Mai de mult un moș și o babă, moșul gras și baba slabă, nu aveau dacă socot nici copil, dar nici nepot, cine să-i fie ajutat de cădeau bolnav la pat. Într-o zi în cămerică, moșul a prins o șoricică și ca la o supărare era gata să-l omoare. Însă baba mai miloasă l-a oprit copchel în casă, bucuroși că au un fiu. Moșul a cumpărat rachiu, mai apoi i-a dat și un nume, ca oricărui om din lume. Să nu-l vadă vreo pisică, i-a dat numele de Tică. Dar vedeți voi, dragii mei, Tică avea un obicei, pentru neric pe lumină, suști la sacul cu făină. Într-o seară pentru cină, baba lua din sac făină și-o făcut o mămăligă. Moșul iese în prag și strigă: Tică, Tică, cina-i gata, vino să cinezi cu tata. Și-l tot strigă, și-l tot strigă, Tică-i fiertă, mămăligă. Iată că Tică o fiertă mămăligă, dar eu să vă cânt un cântec despre cuc. Cântă cucul, bată-l vina, de răsună Bucovina. Da, cântă cucul, bată-l vina, de răsună Bucovina. Mulțumim mult! Ia pentru noi, Michael! Avem un om, adică o personalitate a Ionului Ocluța, care este născut în Bucovina. Eu, într-un mesaj succint, este imposibil de a aprecia evenimentul de astăzi. Și totuși, am să mai explic. Odată cu despre satul Hodărăuță am eu mult de spus. Este un sat tradiție. Când eu m-am deplasat din regiunile Cernăuți, în toate primele mele vizite au fost în satul Hodărăuță și așa am uitat. Dar vă spun, aveți niște oameni... Da, nicio problemă. Dacă pot așa. Aveți niște oameni extraordinari de modești. Oameni cu răspundere. Oameni cu răspundere și oameni cu răspundere mari, ca să ales așa un primar. Primarul în forma dumnealui, în considerențele mele, nu a luat niciodată nicio decizie de dezalabensare și de atâta în sat nu aveți nicio probleme care poate să vă duc undeva. Nu știu. Da, auzând cântarea aceasta astăzi, m-a uimit și tot procesul ce a făcut mine să mă uimit și domnișoara care și este lângă mine. Eu mă închin în fața dumneavoastră, vă îi mulțumesc mult că ne-o baștină unde m-am născut și ne-a apărut lacrimă
Și așa mai zic, de aceea eu îi mulțumesc domnul primar, dumneavoastră, toți care au organizat, domn primar, și domnișoare, cum vă cheamă? Mihaela, să știți, sunteți o artistă mare, cu numere mare și nu spunem la nimeni, dar nu pot eu să nu vă strâng mâna. Asta ar fi pentru... Nu. La șazătoare, când vineau bătrânii, bunei, la copii, la nepoți, dau câte un cadou. Și eu nu declinăm ce e acolo. Am dat un cadou și eu pentru atingerea sufletului și trezirea simțului unde eu sunt născut, dar trăiesc cu dumneavoastră. Dragi, mulțumim mult! Așezătoarea noastră au venit toate fetele din sat, dar cu părere de rău, nu sunt chiar fete de maritat, dar speră și vor să asculte niște vrăji de-a buneilor, de-a bunicilor, ca să vadă pe parcurs să le însușească și când ar veni vreme de maritat, știe cum să vrăjească. Bună seara la toți! Bună seara, copii! Mătușa Maria vă spune vrej de Andrei. În sala de Andrei, fetele se duc la poșteriața porcilor. Porcii doar, fără grijă. Fetele spun, Atila Ana, porci tac doar, Atila doi. Un porc se răspunde, ce înseamnă că la doi ani fata se va merita. De urmă, vin în casă, apucă două căzări, din cuie colăcată, cheile le pun sub cap și sculcă. În sara aceea trebuie să jisădă un stol, să vii și ar cheile la pat. Și ce înseamnă? Iar să mărit cu acela băiat la care i-a dat cheile. Și mai știu multe, da? Dar să mai spui și ar cheile. De Sfântul Andrei, fetele mari aruncă o cibotă pe casă, dacă cibotă cade jos, înseamnă acesta se va marita, dar dacă nu, nu se va marita. Tot de Andrei, plăcăii, se duc la pila gospodar și fură porțile.
Sunt Andrei. Suntem o casă de gospodar, 10-12 fete, care aveau fiecare mână câte o căpățână de usturoi, o pâine și un fir de busuioc legat cu ață roșie. Aceste lucruri se puneau într-un colț a casei pe o masă. Tot pe masă se așeza și un sfeșnic, o lumânare aprinsă, care ardea de seară și până dimineață. Această masă era păzită de două babe, care nu cumva să fure cineva de pe masă. Ele păzeau această masă până în zori. La această sărbătoare se alăturau și plăcăii cu muzicanți și se petreceau până în dimineață. În noaptea Sfântului Andrei, oamenii aduceau în casă câteva crenguțe de vișin și le puneau în apă ca să steie până la Crăciun. Dacă aceste crenguțe înfloreau, atunci era un semn de an bogat. Și mai alt semn este cu 12 cepe, în care fiecare ceapă simbolizează lunile anului. Și le puneau tot în pod, în apă, până la Crăciun. Dacă acele încolțite însemnau lunile care erau îmbeșugate, dar cele ce se stricau erau luni ploioase. Bună seara la toți prietențe! Eu vreau să vă spun că în seara de Sfântul Andrei, fetele înainte luau și la ora 12, se legau ochii, și numărau fare și legau cu lentă roșie. Dimineața scovau și se uitau cum era lentă aceea. Și fel de par. Dacă era parul drept, și coajă înseamnă că mierele bogate, dar dacă nu avea coajă înseamnă că sărac. Și era o leacă îndoiată înseamnă că e bos. Și așa e ca să aflau eu setul înainte. Înainte luau nouă pahară de apă și le puneau sub icoană. Și dimineața când se sculau, măsurau. Dacă în vasul ceala o mai rămas apă, înseamnă că fata se va mărita. Dacă paharul nu se vrea, fata nu se va mărita și noroc nu va vrea. Mulțumim frumos! Domnul Petrișargu, dumneavoastră, poate ne spuneți dumneavoastră un obicei, ce se făcea înainte? Cam prin surprindere, m-a luat, dar nu nimic, ne descurcăm. Mai întâi de toate, eu n-am să fac analiză la aceste măsuri, că când să faci o analiză la așa o măsură, trebuie să fii foarte, foarte, foarte pregătit. Mai întâi de toate trebuie să spunem că sărbătoarea de astăzi s-a transformat într-o sărbătoare a satului. Într-o sărbătoare care aduce mulțumire, aduce voie bună, aduce tot ceea ce așteaptă poate un om la vremea lui. Adică o sărbătoare la care este mobilizat atâta lume, dar în sat a rămas tare puțin. A face așa o măsură cu oamenii care au rămas, asta este foarte mare problemă, dar problema s-a rezolvat. Adică este cineva care știe a rezolva problemele chiar și atunci când sunt foarte, foarte greoaie. Aici este primarul care și-a dat tot aportul pentru a mobiliza Socot, pentru a mobiliza toți sătenii pentru a face așa o seară frumoasă. În ceea ce privește, dacă îi zicem șezătoare, vreau să vă spun că eu am participat, dar tare puțin am participat eu la șezători. Pe vreme când eram eu, se făceau șezători, dar eu cam de vreme am plecat din sac, dar am afișat în alt sac la șezători n-am fost. Dar știu că la șezători erau fel de fel de lume care se ocupa cu anumite lucruri care erau în casă. Și după aceea, așa făceau ca pe vremuri, așa, oricare măsuță, oricare petrecere, nu putem să spunem petrecere, așa, o măsuță cu niște găluște. Așa, astăzi vremurile sunt altele. Astăzi lumea este alta. Lumea nu că nu vrea șezătoarele de mai demult, dar poate nici nu e posibilul de a făcut șezătoarele de mai mult. Astăzi sunt alte vremuri, cu alte pregătire, cu alte obiceiuri,
De ce vreau să vă spun că sara aceasta a adus foarte mare satisfacție socoteu setenilor. Și mai ales celor tineri care au să le rămâie de mult timp ați rămâie în memoria lor că la Hădărăuț s-a făcut așa ceva. Și poate nu-i corect, dar am să zic, matca acestui stup este domnul primar. Primarul care a alergat, a făcut atâta cât nu putea face altul. Să fii sănătos, domnul primar, și să știe lumea a te aprecia. Că deseori se apreciază după ce omul a activat foarte rău. Deci să te știe lumea a activat și că de rău ține să știe că Aistom a pornit o cale pe care îi duce satul acolo, poate unii trebuie el să fie. În ce își privește încă o dată șezătoarea e o șezătoare sărbătoare. Eu la așa sărbători n-am fost, dar la șezători de cele mai micuți, la care sfășe un ghem, sfășe o țege, așa, sfășe storcea și așa mai departe, am fost, am văzut. Acele lucruri au trecut, nu trebuie să vorbim noi astăzi de așa ceva, că altcineva poate nici nu știe ce e el. Nu să-l mai facă. Deci să trăiți, să faceți lucruri, că faceți lucruri frumoase. Vă mulțumim din suflet. Stimați oaspeți ai sărbătorii de astăzi, onorați consăteni, este o activitate care a fost inițiată cu mult drag de către domnul primar de Hădărăuți, domnul Lupu Iurie. Mai apoi, acest proiect a fost implementat cu ajutorul directorului artistic al Casei de Cultură Hădărăuți, doamna Aliona Olaru, cu ajutorul șefei bibliotecii, doamna Viorica Pârlea, și respectiv echipa de implementare, fiindcă a realiza așa o activitate este nevoie de multă dorință, este nevoie de mult timp, este nevoie de creativitate, ceea ce noi vedem că s-a realizat cu brio destul de bine. Folclorul nostru este deosebit de bogat și în această seară copiii din gimnaziu Hădărăuți, tineretul din sat, toți sătenii, ne bucurăm de acele diamante care au fost cu multă migală, culese, șlefuite și prezentate la această activitate. Nu există o tradiție populară care să-i spunem noi că nu este binevenită sau n-a fost așa cum trebuie să fie. Tot ce noi păstrăm din zestrea neamului este de o valoare deosebită. Și un mare mulțumim inițiatorilor activității de astăzi pentru că au realizat cu atâta succes această activitate. Între gimnaziul Hădărăuți și biblioteca satului, Casa de Cultură a satului Hădărăuți, există acorduri de colaborare. Și iată, astăzi vedem că aceste acorduri se realizează pentru binele tinerii generații, care nu va uita ce se face la țară, ce s-a făcut în satul nostru, ce a fost cândva în satul nostru, fiindcă nu poți construi viitorul atât timp cât nu cunoști trecutul. Vă mulțumim foarte mult, la mai mult și la mai mare. Prosperitate satului Hădărăuți! Mulțumim, doamna Agripina! În seara de Andrei, flăcăii mergeau pe la porțile fetelor și le furau, desigur că. Alei, că ne fură poartă, țineți-i oameni buni, valiu, și mă fac eu fără poartă. Și mai faci, vii mâini la primărie și Sfântul Andrei cu noi aici, ani de șefă de post, și-o găsim noi poarta. Dar la urmă, dacă nu o găsim, facem noi alta.
Dacă ați nu și bă scârba mare de poartă, hai mă gine fetele să cântăm un cântic. Timpuri.
Iată așa se veseleau pe timpuri strămoșii noștri în ajunul nopții de Sfântul Andrei. Cu voie bună și veselie, dansuri și cântice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la desfășurarea acestui obicei străbun. Șezătoarea folclorică dedicată Sfântului Andrei, colondeal la Hădărăuți. Moderatorii acestei sărbători au fost cele trei surori, gazda, sora mijlocie, Pârlea Viorica, bibliotecara satului, sora cea mare, Voleac Tamara, învățătoarea gimnaziului Hădărăuți, sora cea mică, Oloara Leona, conducător artistic la Căminul de Cultură, acompaniator Cipuc Anatolii, un mare ajutor în pregătirea acestei sărbători l-a acordat primarul satului, Lupu Iurie. Și directorul Casei de Culturi, Cibuc Stelean. Participanți, ați fost toți dumneavoastră și vă mulțumim. Acum îi oferim cuvântul domnului primar. Vă mulțumesc mult. Dacă continuăm ceea ce a spus Dumitrița, vreau să prezint și eu oaspeții noștri de astă seară, care sunt veniți cu mături mari, iarnă și pot cam grea, și de ei au găsit timpul ăsta și au venit la noi aici. Vreau să-l prezint pe Constantin Gândeu, președinte organizației teritoriale a Partidului Democrat de Moldova, raionul Ochlița. Vreau să vă spun că mâini să nu vă asuprați pe dânsul, că eu l-am spus că mâini la 9 până la 5 n-a și lunină. Omul așa care pe Ochlița pe teată lunină, Levco Victor. Dar asta e necesitate, ca să ne știm copiii mai departe, mâine o să fie niște reparații. Domnul primar, dar mâini n-au să fie de reparații, că drăuțenea să avem în lumină. Da, mutăm. Eu am primit informații că nu o să fie, dar eu nu spus că o să fie în lumină. Mutăm. E foarte bine, foarte bine. O doamnă care cu dânsa se întorloacă și cu dânsa se disîntorloacă. Adică șefa ZAX-ului de la Ochlița, doamna Cotova. Da, președintele organizației de femei Partidului Democrat de raionul Ochlița. Încă o doamnă venită la noi, e șefa statisticii din Ochlița, doamna Potecă Ludmila. Și nu mai puțin important, o doamnă care tot pensiile care trec, care le primiți dumneavoastră aici și care are pensia mățică la dânsă veniți, Mieli Violet. Ministra Culturii raionul Ochlița, Biranoșca Ludmila. Eu vă rog foarte frumos. Noi, parcă suntem gospodarii cetăți, și cum a spus pe Chiril și cu o sfântă aminte bine, găluștele în iasară sunt. Datorită la părinților la clasa 6-a și doamna Tamara Voleac, găluștele sunt, nu se împrește nimeni acasă, în timp de 5 minute mesele se așează și continuăm mai departe șezătoare. Așa că, iar acum vreau să dau cuvântul lui președintele organizației teritoriale Ochlița, Partidul Democrat de Moldova, domnului Constantin Gaideu. Noi suntem cu dumneavoastră câteva ori împreună, dar n-am dovedit așa oficial să ne salutăm. Vă salut în numele Consiliului Regional Ochlița, vă salut în numele echipei organizației teritoriale a Partidului Democrat de Moldova de la Ochlița, cei care au fost nominativi acum prezentați. Vă salut și salut ceea ce faceți. Chiar vă zic că ne-ați făcut o seară de suflet, domn primar, împreună cu echipa cei de pe scenă, doamnele, toți care au fost, rolurile au fost acum spuse, care le-au prezentat și le-au ocupat. Stimați prieteni, într-adevăr nu există viitor fără trecut. Eu vreau să mă refer la ceea că este important veacul 21 cu calculatoare, cu telefoane, mobile, cu ceea ce vreți dumneavoastră există. Este bine, de acum nu ne închipuim viața fără de ele. Dar dacă nu o să ne amintim, dacă nu o să ne reîntoarcem privirile înapoi,
să vedem aceste stative care stă o doamnă frumoasă după ele. Eu vreau să vă zic că m-am educat într-o familie cu 6 surori. Și atât închipuiți-vă, în tot anul, după Sfântul Vasile, că de acum se terminau sărbătoarele de iarnă, în casa noastră se instalau stativele. Și atât stativele astea chiar le cunosc, știu o țesă la ele, că astea sunt patruițe, știu cum să le descurc, știu cum să vei, că să fac țeji și așa mai departe. Deci o tradiție frumoasă. Țin minte bunicile cum turceau lână. Foarte frumos și astăzi am văzut astăzi aici. Vă mulțumim mult pentru cei că ne arătați, ne povestiți cum a fost până la telefonul mobil care astăzi a căzut jos și s-a stricat. Ați văzut? Adică sufletul sărbătorii de astăzi se luptă cu tehnocrația care este astăzi. Vreau să vă spun că în organizația regională a Partidului Democrat este un șir de asemenea activități. Ieri la Lipnic, la fel, a avut loc o șezătoare. Ne-am dus, am participat acolo, la fel, o echipă mare din Partidul Democrat, a venit oaspeți la Chișinău, la fel frumos, dar, la Hădrăuț, șezătoare, mai șezătoare. Să vă zic așa. Acolo a fost frumos. Au fost numere artistice, au fost mesele puse ca la gospodar, ca și la Hotărăuț, dar nu a fost iată covata aceea cu grăunță, chiar m-aș alătura și eu să zic eu cu niște păpușoi. Nu a fost lână, nu a fost stative și alte chestii care atribute necesare pentru o semine șezătoare, pentru că se adunau, probabil, în anii aceia, nu mai țin eu minte că n-am participat la o șezătoare, mai șezătoare ca astăzi, dar se adunau să glumească, să cânte și ceva, să facă un lucru împreună, adică să comunice și să facă un lucru util pentru fiecare din noi. Deci, astăzi la dumneavoastră, mâine la Sauca și în mai multe stați se desfășoară, asta e un lucru bun și aș vrea doamna Ludmila să-i sugerez o idee, așa cum dumneavoastră face festivalul Fericel Țăsut la Nord, care două ediții au avut loc iarăși în Hădărăuță, dumneavoastră sunteți pionieri în chestiile acestea, să faci și un festival de șezători, fiindcă, mă știu eu, altfel, dacă nu o să fie procesul respectiv organizat, o să uite, ar fi bine. Deci eu vreau, am început cu un salut și acum vreau să vă zic mulțumesc tuturor. Domn primar, unde sunteți dumneavoastră, vreau să vă zic că despre dumneavoastră, în absența dumneavoastră, se vorbește numai și numai de bine. Să fiți sănătos și toată energia care o depuneți, energia organizatorică, să fie în numele cetățenilor din satul Hădărăuț. Trăiască satul Hădărăuț. Vă mulțumim! Aici Andrei, Andreea, careva e... Noi vrem să-i nominalizați că venit cu câte un mic cadou pentru ei. Vreau să invit aici pe cea mai mare Andrei, care spune că Sfântul Andrei nu știu acolo cu vrăjile și alea. Aici stă Andrei, păzește tot satul. Șeful de post, Andrei! În limba rusă, în genere, lui Andrei mai spune pervuzvanul, adică primul care a fost chemat din apostol, din cei 12, a fost Andrei. Deci dacă șeful de post e șef de post, el e primul chemat la orice eveniment. Deci noi pentru așa chemări, iată, vă dăruim aici un ulciuruș, careva pahar în stil tradițional moldovenesc vechi. Și mândru de numele care îl purtați. Și avem o domnișoară Andreea. Andreea Barbacar. Uite așa, probabil că părinții tăi vrut un băițaș, Andreea, dar este Andreea, frumusică și interesant. Iată că nu sunteși mare, să cerpi o oală de găluști întrânsă. Bine? La toți organizatori, să-i mulțumesc la toți organizatorii care au sudat, au muncit astăzi, au contribuit la această sărbătoare. Și vreau să-i invit aici pe doamna Olaru Aliona, conducător artistică al Camionului Cultural Hădrăuț, pentru contribuția esențială la păstrarea și promovarea tradițiilor naționale prin organizarea și desfășurarea șezătorii folclorice de Sfântul Andrei cu genericul Colondeal la Hădrăuț. Mulțumim mult!
Pârlea Viorica! Mulțumesc mult, Viorica! Cibuc Stelean! Directorul Casei de Cultură! Cibuc Anatolie, conducător artistic al ansamblului Spic Ușor, împreună cu ansamblul. Mulțumesc mult! Doamne Ivoleac Tamara, profesoară în gimnaziu Cădrăuț, pentru contribuția adusă la participare și promovarea tradițiilor. Domnului Rusnac Mihai, profesor de coreografie la Școala de Arte Tudor Negară. Da, filiala Cădrăuț, desigur. Mulțumim mult, mulțumim mult. Ansamblul Spicușor. Doamne, care? Doamne Felice. Te trăiești, măi. Grupul de părinți a clasei a șoasea. Grupul de părinți, poftim. Colectivul de elevi a clasei a patra. Învățătoare Munteanu Maria. Colectivul de dansatori ai clasei a 5-a. Colectivul de dansatori ai clasei a 3-a școală de arte. Iar acum, să văd ce mai am aici, domnului Plăcint Anatolie, profesor la Școala de Arte Ocnița Tudor Negar, da. Filiala Cădrăuț, da? Domnul Plăcinte! Bine. Surorile Manuil, Alina și Carmelica. Macovei Mihaela, eleva școlii de arte, filiala Cădrăuță. Toate Cădrăuță. Dumitraș Crina. Și acum vreau să invit moderatoarea de astă seară, Pârlea Dumitrița. Textul eu l-am citit și cred că știți, dar nu e principalul textul de astă seară. E principalul că e ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire și să te avem aici mai des. Adică să ne moderați tot ce se trece și în Casa de Cultură. Poftim o diplomă și un mic cadou din partea noastră. Și sănătate! Când îți fii mireasă, soaie lângă tine, bine? Felicitări cu ziua de naștere!